Vădeni este o comună din raionul Soroca cu oameni gospodari, străzi reparate, amenajate cu urne și iluminate. Vădeni cuprinde două sate, Vădeni, centru de comună și Dumbrăveni, iar stăpânul comunei este Veceslav Dobrovolski. Oamenii din sat au doar cuvinte de laudă în adresa primarului. Muncește mult, aduce apă în sat, stărui pentru populație, curat satul, e foarte bine. Are grijă de instituțiile pe teritoriu. Școala e bine pregătită, la ambulator ajută, la grădiniță, la tot. Viața la Vădeni e bine, numai că e problema cu apa. E săci foarte mare. Da, așa, cu încetul trăim. Drumurile sunt bune, domnul primar s-a bătut capul la noi face. Nu știu ca în alte sate, dar primarul la noi se bate capul și face, a pus și urne și au făcut și opriri pentru rutiere. Și pentru... La noi primarul e brav în sat. Tot stărul e brav și nu vedeți. Școala e tot la treabă. Drumuri avem tot. Totuși, sătenii întâmpină și unele incomodități. Ei se plâng că în urma secetei din ultimii ani, multe fântâni au secat în sat, iar din cele rămase, calitatea apei lasă mult de dorit. Problema numărul unu de la Vădeni este apa, cred că. Toate eforturile le face primăria împreună cu comunitatea pentru a aduce acest proiect până la bun final. Asta am înțeles că sunt până la marginea satului trasate acest apeduct, dar rețeaua pentru sat se lucrează. Primarul comunii ne-a confirmat că problema apei în curând va fi rezolvată. În comună au fost atrase două proiecte mari. La moment se implementează un proiect important pentru ambele sate. În comună avem adică două sate, Dumbrăveni și Vădeni. Proiectul se numește construcția apeductului magistral spre localitățile Dumbrăveni și Vădeni, raionul Soroca. La moment s-au implementat deja în jur de 72%. Actualizăm divizele de cheltuieli. Proiectul este finanțat din Fondul Național Ecologic. El în jurul peste 4 milioane. Alt proiect, am apelat la satul european, am câștigat un proiect rețelele interioare cu apeduct pe satul Dumbrăveni. Suma este de peste 3 milioane. La moment așteptăm semnarea contractului de finanțare. Un alt proiect recent dat în exploatare a fost realizat la gimnaziul din Vădeni. Dacă până acum blocul sanitar era afară, acum aici a fost construit unul nou, în interiorul instituției. Un proiect important tot pentru gimnaziul din localitatea Vădeni este implementarea proiectului, realizarea proiectului, mai bine zis, cu blocul sanitar. E un proiect foarte așteptat. Reparate vor fi și drumurile din comună. S-a petrecut licitația, avem alocate în jur de 600.000 de lei, varianta albă și o porțiune de drum în beton, asfalt. Primarul comunei susține că încet, încet lucrurile merg spre bine, iar în 10 ani vede comuna Vădeni una modernă și cu multă lume bună. Văd un sat deja mult mai amenajat, frumos, cu o populație deja sperăm că se va fi mai mare, că vedeți situația nu numai pe satul nostru, dar pe toată Republica, migrează. Sperăm că se vor schimba timpurile și vor reveni la baștină mulți. În comuna Vădeni, raionul Soroca, trăiesc circa 2500 de locuitori.